Iată titlurile acestei ediții. Întreaga țară este în doliu după crima de la aeroport. Steagurile au fost coborâte în Bernă. Polițistul de frontieră ucis, petrecut pe ultimul drum. La spital a decedat atacatorul din Tajikistan. Un bărbat de 50 de ani din Taraclia a murit după ce a căzut în fântâna curții sale. Corpul neînsuflețit al bărbatului a fost recuperat după mai bine de 33 de ore. O rază de speranță. Copilul de 7 ani din localitatea Cupcini, raionul Edineț, care a căzut de la etajul 4, a fost extubat și respiră singur. Percheziții în 28 de locații din țară într-un dosar de contrabandă cu țigări. Implicați ar fi inclusiv ofițeri vamali și polițiști de frontieră. 4 dintr-o lovitură. O șoferiță a avariat mai multe automobile parcate în fața unui supermarket din sectorul Buiucan al capitalei. Întreaga țară este în doliu după crima comisă pe 30 iunie la aeroportul internațional Chișinău. În data de 4 iulie, toate steagurile au coborât în Bernă în memoria lui Igor Ciofu, agentul de securitate, și Sergiu Muntean, polițistul de frontieră, care au fost împușcați mortal de un cetățean al Tajikistanului. De dimineață, un cortegiu cu mașini ale Inspectoratului General de Poliție a Frontierei au parcurs prin centrul capitalei spre aeroport, drept ultim omagiu pentru victimele acestei crime. După ce pe 3 iulie Igor Ciofu, agentul de securitate decedat la datorie, a fost petrecut pe ultimul drum în ziua următoare și Sergiu Muntean a fost înmormântat cu onoruri militare. Amintim, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat anterior un decret prin care se conferă post-mortem medalia meritul militar lui Igor Ciofu, locotenent colonel în rezervă al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, și lui Sergei Muntean, agent șef adjunct al Poliției de Frontieră. Iar în seara de 3 iulie, la ora 22, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că cetățeanul din Tajikistan care ar fi comis crima a decedat pe patul de spital. Presa scrie că în timpul reținerii în el ar fi fost trase circa 10 focuri de armă. Cetățeanul Tajikistanului a tras acele focuri de armă la aeroportul internațional Chișinău pe 30 iunie, după ce a fost refuzată intrarea în țară. Procuratura Generală de la Dușanbe anunță că atacatorul era căutat pentru jaf armat și complicitatea la răpirea prim-vicepreședintelui unei bănci din Tajikistan. De cealaltă parte, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, anunță că în ziua tragediei mandatul de căutare internațională nu era încă inclus în baza de date. Persoana a comis crima la data de 23, dar abia la data de 30 a fost întocmit fișierul pentru a fi anunțat în căutare internațională. Dar aici precizez, a fost întocmit fișierul, dar fișierul nu a fost încă introdus în sistemul informațional de căutare. Persoana a părăsit teritoriul Tajikistanului spre Uzbekistan ilegal, deci nu a figurat la frontieră. Din Uzbekistan a zburat în Turcia, din Turcia a zburat la Chișinău. Cernăuțeanu a ținut să menționeze că bănuitul nu este membru al niciunei grupări teroriste. Este un criminal condamnat anterior în Tajikistan în 2013. Acesta a fost eliberat înainte de termen, iar pe 23 iunie 2023 ar fi comis o nouă crimă. Mai mult, el a lucrat și în poliție. Este fost angajat al poliției din Tajikistan, care a activat 7 ani de zile în structurile Ministerului Afacerilor Interne din Tajikistan, dar a fost concediat exact pentru manierele și acțiunile criminale comise în altă crimă. Poliția și Procuratura din Republica Moldova, de comun cu angajați ai Ministerului Afacerilor Interne din Tajikistan veniți la Chișinău, continuă cercetările pe acest caz. Incident cu final tragic. Corpul neînsuflețit al bărbatului de 50 de ani din orașul Taraclia, peste care s-a surpat un mal de pământ în timp ce el săpa o fântână în curte, a fost recuperat după mai bine de 33 de ore de muncă continuă. Incidentul tragic a avut loc în prima jumătate a zilei de 2 iulie, în jurul orei 12, în gospodăria bărbatului. Acesta a coborât la adâncimea de peste 15 metri pentru a săpa fântâna, însă la un moment dat un mal de pământ s-a surpat, acoperind bărbatul în
totalitate. La fața locului au intervenit circa 20 de salvatori și pompieri care au căutat bărbatul timp de mai bine de 33 de ore, operațiunea fiind una extrem de dificilă. Pompierii spun că diametrul tubului folosit pentru pătrunderea în interior era mic, iar specialiștii trebuiau să depună eforturi mari pentru a putea înainta în siguranță și a găsi victima. Operațiunea a durat în continuu și pe timpul nopții, iar în seara de 3 iulie, după ora 21, salvatorii au anunțat recuperarea corpului neînsuflețit al victimei. Circumstanțele în care s-a produs tragedia urmează a fi stabilite. O rază de speranță. Copilul de 7 ani din localitatea Cupcini, raionul Edineț, care a căzut de la etajul 4, a fost extubat și respiră singur. Despre asta a anunțat ministrul sănătății Alan Nemerenco pe o rețea de socializare. Potrivit ei, copilul a fost scos din starea critică cu risc pentru viață. Contactat pentru a afla mai multe detalii despre starea micuțului, purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu, ne-a spus că pacientul rămâne internat în secția de reanimare. Se atestă o ameliorare a stării de sănătate, deja respiră de sine stătător, există un anumit grad de conștiință. Deci starea rămâne în continuare să fie gravă, acesta rămâne în secția de reanimare sub supraveghere medicală. Amintim că băiatul de 7 ani a căzut de la etajul 4 al unui bloc de locuit din orașul Cupcini, raionul Edineț, în seara de 28 iunie. Potrivit tatălui copilului, care a făcut anterior declarații pentru presă, băiatul lui se afla în cameră cu sora sa de 11 ani și o altă fată de aceeași vârstă. Băiatul era așezat pe pervaz când una dintre copile l-ar fi gâdilit din joacă, iar acesta s-a sprijinit de plasa pentru insecte prinsă la geam și a căzut în gol. El a fost transportat la spitalul din Edineț în stare critică cu multiple traume. În noaptea de 29 iunie, după mai multe ore în care medicii au încercat să stabilizeze starea copilului, acesta a fost urcat în ambulanță și transportat la spitalul din Bălți, unde în ziua următoare a fost dus spre Chișinău. Percheziții în 28 de locații din țară într-un dosar de contrabandă cu țigări. Implicați ar fi inclusiv ofițeri vamali și polițiști de frontieră. Investigațiile pe caz au început încă în primăvara anului 2021, după ce autoritățile din România au găsit pe teritoriul statului vecin mai multe hale unde erau ascunse aproape 900 de mii de pachete cu țigări moldovenești în valoare de peste 2 milioane de euro. Informația a fost transmisă și colegilor din Republica Moldova, fiind pornită cercetarea. În urma măsurilor speciale de investigație a fost destructurat un grup criminal organizat cu roluri și ierarhii prestabilite, având scopul pregătirii și trecerii ulterioare a țigaretelor de diferite mărci peste frontieră. Grupul era constituit din 13 persoane, inclusiv 5 funcționari vamali, un polițist de frontieră și un vameș. Aceștia și-au desfășurat acțiunile ilegale din septembrie 2020 până în aprilie 2021, asigurând transportarea țigărilor prin postul vamal Sculeni. În prezent, persoanele bănuite sunt cercetate în libertate cu garantarea prezumției nevinovăției. În context, serviciul vamal declară că nu tolerează corupția și actele ilegale ale angajaților săi și totodată anunță că va reveni cu noi detalii despre caz după finalizarea anchetei. Accident matinal în Capitele. Parcarea unui supermarket s-a transformat într-o pistă de bowling unde o șoferiță a accidentat 4 mașini dintr-o singură lovitură. S-a întâmplat în dimineața de 4 iulie, puțin după ora 4, în parcarea unui magazin de pe strada Calea Ieșilor, în cartierul Sculeni, din sectorul Buiucani. În imaginile surprinse la fața locului pot fi observate 3 automobile accidentate cu defecțiuni tehnice destul de grave. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei Natalia State a declarat că impactul ar fi fost provocat de o șoferiță în vârstă de 27 de ani. Aceasta ar fi intrat în parcare și, în circumstanțe neclare la moment, a pierdut controlul asupra volanului, avariind 4 mașini parcate regulamentar. Din fericire, în urma impactului, nimeni nu a fost rănit. Șoferița a fost escortată la centrul narcologic, unde au fost preluate probe biologice pentru a verifica dacă tânăra se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor. Cercetările continuă în timp ce proprietarii urmează să evalueze prejudiciul cauzat. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare pe scurt.
Percheziții inopinate la penitenciarul numărul 6 din Soroca, angajații instituției au descins în data de 3 iulie cu verificări în complexul sportiv al penitenciarului în urma unei informații operative. În timpul descinderilor, responsabilii au găsit o cutiuță confecționată din două pachete de țigări învelite cu banda adezivă transparentă, pe care un deținut a încercat să o ascundă sub un sac de tencuială. Conform procedurii, la fața locului au intervenit polițiștii care au desfăcut cutiuța în care se aflau două cartele SIM, o substanță lipicioasă de culoare maro cu miros specific înțepător, un tub de masă plastică cu o substanță asemănătoare marihuanei, dar și un plic din hârtie cu un praf maro de proveniență necunoscută cu miros înțepător. Prin urmare, bunurile și substanțele interzise au fost ridicate, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cum au ajuns acestea în penitenciar. Un bărbat de 33 de ani cu dublă cetățenie moldovenească și română este cercetat după ce ar fi încercat să introducă în Moldova o cantitate impunătoare de piese auto, dar și o macara hidraulică. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în țară la postul vamal Leușeni. Bărbatul se afla la volanul unui microbuz și venea din Germania spre Republica Moldova. Acesta a declarat organelor vamale că transportă bunuri personale și nu are nimic de declarat. În timpul verificărilor de specialitate, însă, vameșii au găsit printre bagajele personale mai multe piese auto și o macara hidraulică, toate nedeclarate. Bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar șoferul riscă să fie sancționat contravențional. Urgențe cardiovasculare, insolații și intoxicații sunt doar câteva dintre cazurile de urgență înregistrate de medicii de pe ambulanță în ultima săptămână. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în doar 7 zile au fost înregistrate aproape 13.400 de cazuri în care oamenii au avut nevoie de îngrijiri medicale, inclusiv peste 2.000 de copii. Cele mai multe urgențe au fost cele cardiovasculare, urmate de urgențe neurologice, respiratorii și traumatologice. Medicii de pe ambulanță au intervenit și în urma producerii a 54 de accidente rutiere care s-au soldat cu 73 de persoane traumatizate, inclusiv 14 copii. În același timp, 44 de persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor după ce au fost înțepați de insecte. 33 de persoane au suferit combustii, iar 5 oameni insolații. Tot în ultima săptămână, 43 de oameni s-au intoxicat, fie cu medicamente, alcool, droguri sau alte substanțe. Din numărul total de pacienți, peste 5.600 au ajuns pe patul de spital. Mai multe persoane au fost amendate de inspectorii de mediu după ce au fost prinse în timp ce irigau terenurile agricole ilegal cu apă din râul Nistru. Două astfel de cazuri au fost înregistrate la Soroca, unde două persoane din localitățile Trifăuți și Stoicani foloseau apa din Nistru, dar și dintr-un lac pentru a-și uda terenurile. Alte două cazuri au fost înregistrate în raionul Râșcani. Acolo, la fel, persoanele au fost prinse de inspectorii de mediu în timp ce irigau ilegal culturile aflate în apropierea râului Nistru. În consecință, inspectorii de mediu au sancționat contravențional agricultorii. Pentru persoane fizice, amenda variază între 1200 și 1500 de lei, iar pentru persoanele juridice, amenda crește de la 12.000 la 15.000 de lei. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 0620719002. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.